Găsit la o nouă ediție a emisiunii Drumul spre Sănătate. Eu sunt Mihaela Andreea, iar invitatul meu de astăzi este domnul profesor universitar dr. Bogdan Timar, decan al Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. Bună ziua! Bună ziua și bine v-am regăsit! Bine ați revenit! Domnule profesor, diabetul zaharat este o afecțiune al cărui control se poate obține și prin alimentație. V-aș ruga să ne spuneți pentru început, care sunt obiectivele și principiile alimentare în diabet? În primul rând, trebuie să ne gândim că dacă facem referire la diabetul zaharat tip 2, care este cea mai frecventă variantă a diabetului zaharat, aproximativ 90-95% din cazurile de diabet zaharat tip 2, acest diabet apare în principal din cauza unui dezechilibru energetic al organismului nostru. Cauza cea mai frecventă care duce la apariția diabetului zaharat tip 2 este un dezechilibru între aportul energetic și consumul energetic al organismului nostru. În alte cuvinte, de regulă, în cele mai multe cazuri, diabetul zaharat tip 2 apare ca o consecință a unei supraalimentări a organismului nostru, într-o manieră cronică, cu energie. Practic, o persoană consumă mai multe alimente decât ar avea nevoie zi de zi. Diabetul zaharat tip 2 apare în principal printr-un fenomen numit insulinorezistență, care face ca organismul unei persoane care are diabet zaharat tip 2, cu toate că are o cantitate suficientă de insulină, această insulină nu-și va mai face treaba așa cum ar fi fost firesc la o persoană fără diabet zaharat. Deci, practic, avem o cantitate normală sau, în multe cazuri, crescută de insulină, dar care nu mai are efectul pe care îl scontăm de la insulina respectivă. Practic, acea cantitate normală sau chiar mai mare nu este suficientă. Practic, ne putem da seama că această alimentație contribuie decisiv în apariția cazurilor de diabet zaharat tip 2. Făcând această paralelă între contribuția pe care o are la apariția diabetului zaharat tip 2, ne dăm seama că dacă ne dorim o intervenție eficientă ce vizează controlul și managementul diabetului zaharat tip 2, trebuie să punem în prim plan și intervențiile ce țin de optimizarea stilului de viață. Optimizarea stilului de viață, desigur, conține măsuri genodietetice alimentare, și anume adoptarea unui regim alimentar care să fie adecvat persoanei respective, pe de o parte, și pe de cealaltă parte, desigur, un plan de exerciții fizice, din nou adaptate statusului fiecărei persoane. Pentru că, desigur, putem avea persoane cu diabet zaharat tip 2, în cazul cărora activitate fizică sportivă să nu fie adecvată, spre exemplu, persoane vârstnice sau persoane care au o mobilitate redusă. Astfel încât cele două componente, în momentul în care se echilibrează, reprezintă, de fapt, baza piramidei pe care clădim controlul ulterior al diabetului zaharat tip 2. Dincolo de această bază a piramidei, avem celelalte intervenții, care sunt intervenții farmacologice, dar care, pentru a fi sustenabile, trebuie să fie clădite deasupra acestei baze pe care o menționam înainte, și anume optimizarea stilului de viață. Ne devine evident că dacă ne gândim la o persoană care deja are diabet zaharat tip 2, această persoană, prin prisma fenomenului de insulinorezistență care a generat apariția diabetului zaharat tip 2, are nevoie de o încărcătură energetică mai redusă. Practic, această persoană ar trebui să aibă un număr mai redus de kilocalorii, care este un aspect cu atât mai valabil în rândul persoanelor care au obezitate. Știm că foarte multe persoane cu diabet zaharat tip 2 au suprapondere sau obezitate, care au contribuit la apariția insulinorezistenței și astfel a diabetului zaharat tip 2. Ei bine, tocmai pentru a da posibilitatea rezervei de insulină de la nivel pancreatic să-și facă acțiunea în periferie așa cum ar fi normal, în rândul acestor persoane ne dorim să avem o încărcătură glucidică redusă, adică un număr mai redus de glucide decât în cazul unui regim alimentar a unei persoane fără diabet și, așa cum spuneam de foarte multe ori, și un regim care să aibă un număr mai redus de kilocalorii, atât de important atunci când este să ne gândim la o scădere ponderală necesară în rândul persoanelor cu diabet zaharat. Trebuie să fac mențiunea că
În ceea ce privește regimul alimentar și alimentația unei persoane care are diabet zaharat tip 2, ca de altfel ca și în cazul oricărei persoane, nu există o regulă generală care să se potrivească tuturor, pentru că avem necesar energetic diferit în funcție de anumiți parametri ce țin de indicatorii antropometrici sau vârsta fiecărei persoane. Contează dacă ești bărbat sau femeie, contează ce vârstă ai, contează ce tip de activitate fizică desfășori în momentul în care calculăm această balanță energetică, ceea ce înseamnă că nu putem avea la îndemână un regim alimentar care să fie folositor tuturor persoanelor. Acesta trebuie să fie adaptat de către un specialist conform nevoilor individuale ale fiecărui pacient, pentru că nu există doi pacienți care să aibă exact același necesar energetic, exact același consum energetic. Cu toate acestea, sigur că nu întotdeauna o persoană poate să adere la un regim alimentar strict. De foarte multe ori, persoanele care au diabet zaharat tip 2 pot recurge și la anumite reguli generale alimentare care îi ajută pe aceștia să obțină un control glicemic metabolic mai bun. Spuneam și subliniez, nu există o regulă care să fie valabilă pentru toate persoanele cu diabet zaharat tip 2, dar câteva reguli generale ar putea fi adoptate pentru persoanele care nu pot adera la un regim alimentar strict. Spre exemplu, o persoană cu diabet zaharat tip 2 ar trebui să evite ori de câte ori este posibil consumul de dulciuri concentrate. Ce sunt aceste dulciuri concentrate? Ei bine, ciocolata, bomboanele, caramelele, fructele uscate, fructele confiate, ori inclusiv îndulcirea cafelei, ori a ceaiului cu zahăr, spre exemplu, și utilizarea îndulcitorilor în contrapartidă. Totodată e recomandat să nu consume băuturi carbogazoase sau băuturi care să conțină zahăr, inclusiv cele care sunt băuturi naturale. Toate acestea conțin o cantitate relativ crescută de zahăr. Vorbim de un conținut de glucide de aproximativ 10 grame de glucide la 100 de mililitri în aceste sucuri, care are o proprietate nefastă suplimentară, anume aceea că glucidele, zahărul din componența lor, este gata dizolvat, ceea ce înseamnă că va putea fi absorbit în circulație mult mai repede decât în cazul glucidelor alimentare obișnuite. Dincolo de aceste componente, cu siguranță, există și alte alimente la care pacienții noștri trebuie să aibă grijă. Și aici eu pun accent pe ceea ce înseamnă consumul de pâine sau produse de panificație, ce din nou au un conținut crescut de glucide. Dacă ar fi să ne gândim bună oară la pâine, jumătate din gramajul unei felii de pâine este reprezentat de glucide. Asta înseamnă că jumătate din pâinea respectivă e reprezentată de glucide. Și pâinea este un aliment pe care îl consumăm frecvent și este foarte greu să-l monitorizăm prin prisma consumului, întocmai prin această asociere frecventă cu alte alimente. Dacă ar fi să ne gândim la o regulă generală oarecum și nu la un regim alimentar specific, în cele mai multe cazuri, o persoană cu diabet zaharat tip 2 n-ar trebui să consume mai mult de 100 de grame de pâine sau produse de panificație. Cantitatea aceasta este echivalentă cu ceea ce am regăsit în aproximativ 3 felii de pâine toast. De multe ori, personal le recomand pacienților mei, dacă au de împărțit între mese aceste 3 felii de pâine pe care le au în rația zilnică, să utilizeze 2 felii dimineața, 1 felie seara, întocmai pentru că la masa de prânz avem compensarea glucidelor prin prisma consumului de garnituri foarte frecvent și ajung la o altă categorie alimentară care e reprezentată de garnitura de la felul principal, ce de regulă e reprezentată de cartofi, orez, paste făinoase. Toate aceste garnituri pot fi consumate cu ceea ce este numit regula pumnului. Asta înseamnă că o persoană ar trebui să consume garnitură cât încape în pumnul său. Dacă am o persoană care are un necesar mai mare prin prisma unei talii mai înalte, bună oară, de regulă și cantitatea ce intră în pumnul persoanei respective va fi mai mare. Astfel încât, dacă consumă cartofi prăjiți, porția ar fi aproximativ cât poate apuca odată cu pumnul. Dacă consumă un cartof sub formă de piure, spre exemplu, ar fi echivalentul la o lingură și jumătate de cartofi piure.
Un alt lucru cu care trebuie să avem grijă, desigur, este reprezentat de alte componente ce pot aduce glucide. Și aici ne referim, spre exemplu, la fructe. Dacă ne gândim la fructe, fructele acestea, din nou, pot avea un conținut crescut de glucide, în special strugurii și bananele, astfel încât ele pot fi consumate, dar trebuie consumate cu măsură. Nu e recomandat că o persoană cu diabet zaharat tip 2 să consume în fiecare zi struguri. Dacă chiar consumă cu o anumită ocazie, este suficient un ciorchine de dimensiuni medii de struguri. În schimb, avem și lucruri care pot fi consumate fără niciun fel de restricție, cum ar fi legumele. Legumele, cu excepția cartofului, pot fi consumate, deoarece au un conținut relativ redus de glucide, ceea ce nu va aduce la o încărcătură glucidică, ba mai mult, în contrapartidă, au și un conținut crescut de fibre, care conținut crescut de fibre duce la încetinirea absorpției glucidelor, mai mult decât atât, ajută inclusiv la tranzitul intestinal. Ceea ce înseamnă, că așa cum vedeți, o serie de reguli generale care nu sunt deloc exotice și care pot să fie urmate de către orice persoană, pot fi folositoare și pentru pacienții cu diabet zaharat tip 2. Da, ne-ați spus care sunt componentele unui regim alimentar. Vă rog să ne spuneți dacă există și alte recomandări ce pot completa un stil de viață sănătos în cazul persoanelor cu diabet. Cu siguranță, dacă este să ne gândim la persoanele cu diabet zaharat tip 2, pentru că aici fac această împărțire, avem de-a face cu persoane cu diabet zaharat tip 1, care reprezintă aproximativ 5% din totalitatea cazurilor de diabet și sunt acele cazuri care apar la vârsta copilăriei, ori în rândul adolescenților sau a tinerilor, și care au cu totul alte reguli decât despre cele care vorbim, ce vizează pacienții cu diabet zaharat tip 2, care sunt majoritari și care sunt, de fapt, ținta discuției noastre, pentru că în rândul acestor pacienți cu diabet zaharat tip 2, adoptarea unui stil de viață sănătos este cu atât mai important. În rândul acestor persoane, activitatea fizică adaptată condiției fiecărei persoane este deosebit de importantă, deoarece activitatea fizică se soldează cu consum de energie. În momentul în care apare un consum de energie constant, în special la nivelul muscular, va apărea un necesar crescut de glucoză, ceea ce presupune un influx la nivel muscular crescut de glucoză. În alte cuvinte, glucoza, zahărul din sânge, trebuie să ajungă în interiorul mușchilor. În momentul în care apare acest efort fizic susținut, trebuie să ținem cont că în rândul persoanelor cu diabet zaharat tip 2 preferăm un efort fizic de mai lungă durată și mai mică intensitate. De ce? Ne dorim ca durata acestui influx energetic la nivel muscular să fie mai crescută, pentru că această activitate duce la reducerea fenomenului de insulinorezistență. În alte cuvinte, în situația în care o persoană are un exercițiu fizic constant, chiar de intensitate ușoară sau moderată, dar care este păstrat o durată lungă de timp, neîntrerupt, celula musculară va sesiza acest necesar crescut de glucoză și va crește numărul receptorilor de insulină pe care îi va exprima la suprafața sa. Asta înseamnă că aceeași insulină va produce un efect mai mare. Înseamnă că pentru aceeași insulină produsă de pancreasul persoanei cu diabet zaharat tip 2, vom asista la o scădere mai importantă a glicemiei, deci practic la un echilibru metabolic mai bun. În ceea ce privește recomandările generale, ghidurile în momentul de față vorbesc de aproximativ 150 de minute de exercițiu fizic pe săptămână, pe care fiecare persoană, evident, și îl repartizează în funcție de obiceiurile sale și îl repartizează în funcție de posibilitatea de a face un exercițiu fizic. De foarte multe ori, ca recomandare din nou generală și nu neapărat specifică unui pacient, le spun pacienților mei că ne dorim să avem un efort fizic de intensitate moderată, care de foarte multe ori este potrivit a fi mersul pe jos într-un ritm puțin mai vioi sau, dacă este posibil, mersul pe bicicletă, timp de 20 de minute sau mai mult, fără întreruperi. Ca să le vin cu o soluție practică și pragmatică, le spun pacienților că e foarte bine să identifice un traseu care să intre în obișnuința zilnică a sa. Asta înseamnă că dacă locuiesc în oraș și serviciul este la aproximativ 20, 30, 40 de minute de mers pe jos, este recomandat să facă acest traseu zilnic, adică să renunțe la mijlocul de transport în comun sau la autovehicul și să-și găsească acel traseu
în care, în pas alert, zilnic, vor putea să efectueze 20-40 de minute de mers pe jos. Mersul acesta trebuie să aibă intensitate, astfel încât persoana să transpire puțin. Nu să facă un efort deosebit, nu să întâmpine probleme de respirație din cauza efortului, dar să existe un oarecare grad de transpirație ușoară. Dincolo de această recomandare specifică, dacă avem o persoană care nu locuiește în oraș sau locuiește la o distanță mai mare de serviciu, recomandarea ar fi, dacă utilizează mijlocul de transport în comun, să identifice două stații, spre exemplu, de autobuz mai devreme de serviciu, astfel încât traseul respectiv să-l parcurgă zilnic pe jos, ori dacă pot, să identifice un loc de parcare la o distanță puțin mai mare de locul de muncă, astfel încât această plimbare zilnică ar putea să intre în obiceiurile persoanei despre care vorbim, fără să mai fie văzută ca un eveniment separat sau ca o corvoadă. Desigur că și lucrurile acestea pot comporta o serie de modificări, pentru că trebuie să ne gândim, există multe persoane care nu pot desfășura un efort fizic deosebit. Au probleme locomotorii, probleme de mobilitate, ori starea de sănătate nu le permite acest exercițiu fizic. Dar ori de câte ori exercițiul fizic este posibil, acesta este foarte recomandat în rândul persoanelor cu diabet zaharat tip 2, pentru că trebuie să nu uităm, exercițiul fizic repare exact acel defect care duce la apariția și mai apoi la agravarea ulterioară a diabetului zaharat tip 2. Cât de serioase pot fi consecințele în cazul unor persoane care nu țin cont de importanța regimului alimentar? În ceea ce privește neaderența la un regim alimentar corespunzător, desigur că avem o serie de consecințe ce pot fi atât imediate cât și pe termen mediu și lung. Dacă ar fi să ne gândim la neaderența la acest regim alimentar pe termen scurt, acesta poate să ducă la un dezechilibru metabolic. De foarte multe ori întâmpinăm creșterea valorilor glicemiei care sunt puse pe seama unui regim alimentar necorespunzător sau a neaderenței la regimul alimentar ce a fost anterior recomandat. Tot pe termen scurt și mediu putem observa că persoana care are diabet și nu respectă aceste reguli generale de alimentație poate să aibă un surplus ponderal, deoarece insulinorezistența produce, de fapt, această componentă secundară, suplimentară. Deci, paradoxal, pacienții noștri care au diabet și care au insulinorezistență în stadiile în care insulina are o concentrație mai crescută decât normal, această insulină va avea un rol anabolic. Practic, încurajează, ca să folosesc niște ghilimele, creșterea țesutului adipos. Și atunci persoanele acestea pot avea un spor ponderal care poate intra într-o buclă vicioasă în care creșterea ponderală duce la un control mai puțin bun al diabetului, la o producție mai crescută de insulină, care producție crescută de insulină poate atrage în subsidiar din nou o altă creștere ponderală. Pe termen mediu și lung, în schimb, aceste dezechilibre care sunt generate de neaderența la un regim alimentar pot duce la complicații directe ale diabetului zaharat mediate de creșterea valorilor glicemice sau pot duce inclusiv la creșterea riscului de apariție a complicațiilor cardiovasculare, bună oară, deoarece știm că și în ceea ce privește bolile cardiovasculare, existența unui regim alimentar și a unui stil de viață sănătos contribuie foarte mult la modificarea acestui risc, în sens pozitiv sau negativ, în funcție de modul în care se comportă pacientul nostru, astfel încât, dincolo de consecințele imediate ce țin preponderent de ceea ce înseamnă control glicemic și metabolic, pacientul nostru poate suferi complicații ale diabetului sau comorbidități cardiovasculare, întocmai generate de nerespectarea regimului alimentar prescris. Cât de mare este provocarea specialiștilor în domeniu, având în vedere că trăim într-o societate de consum, cu alimentație din abundență, cu produse rafinate și intens procesate, iar mulți dintre pacienți au o educație precară. Din păcate, toate aceste aspecte ne încurcă din punct de vedere al intervenției noastre și aici avem mai multe fațete ale problemei. Pe de o parte, de foarte multe ori, alimentele care au un conținut glucidic concentrat, crescut, sunt mai ieftine și mai ușor de procurat de către pacienții noștri. Adică
vom observa că de foarte multe ori alimentele mai ieftine au o etichetă nutrițională necorespunzătoare, tocmai printr-un conținut energetic crescut, ce este de foarte multe ori pus pe seama unui conținut crescut de glucide. Pe de altă parte, dacă ar fi să ne gândim la evoluția speciei umane de-a lungul sutelor de mii de ani de evoluție, trebuie să menționăm că cea mai frecventă cauză de nesupraviețuire a fost lipsa unui aport alimentar corespunzător. De-a lungul istoriei omenirii, cel mai mult s-a murit de foame, iar doar mai apoi de războaie sau de infecție, astfel încât organismul nostru, de-a lungul timpului, și-a autogenerat mecanisme de protecție împotriva lipsei acestei hrane. Iar în momentul în care avem de-a face cu un deficit caloric, cu un deficit energetic, organismul nostru intră într-o veritabilă panică. Pe de altă parte, în momentul în care îi oferim hrană, energie concentrată, cum e cea din dulciuri sau din alimentele cu un conținut bogat în lipide, ne recompensează, întocmai pentru a ne îndemna să mai apelăm din nou și din nou la aceste alimente. În alte cuvinte, creierul, în momentul în care consumăm ceva dulce concentrat, și exemplu tipic este ciocolata, va elibera endorfine și serotonină, care sunt hormoni ai plăcerii, iar acea plăcere tinde să dea dependență, ceea ce înseamnă că vom vrea din nou și din nou să consumăm aceste alimente cu un conținut glucidic crescut. Toate aceste componente contribuie, de fapt, la această observație care ne arată că obiceiurile alimentare s-au schimbat. Și un lucru foarte interesant cu privire la ceea ce se va întâmpla cu diabetul zaharat la nivelul globului în viitor, e dat de un fenomen ce apare în arhipelagul Mauritius. În momentul de față, la nivel global și inclusiv în țara noastră, prevalența diabetului zaharat este de undeva de aproximativ 10-12%. Lucrul ăsta e general valabil în lume. Cu toate acestea, avem acest arhipelag Mauritius care are o populație specială. Vorbim de reprezentarea raselor de pe glob proporțională cu ceea ce se întâmplă la nivelul globului. Sunt foarte mulți indieni, populație chineză, din nou foarte multă, iar mai apoi urmează rasa caucaziană. Practic vorbim despre o distribuție foarte asemănătoare în procente cu ceea ce se întâmplă la nivelul globului. Cu toate acestea, prin prisma turismului și activităților industriale existente acolo, în arhipelagul Mauritius, toți locuitorii au aderat la un stil de viață, așa cum îl numim noi, vestic, cu disponibilitatea ușoară a alimentelor la supermarket, o alimentație cu un conținut glucidic crescut, disponibilitate crescută a alimentației de tip fast food. Ei bine, în momentul de față, în arhipelagul Mauritius, prevalența diabetului zaharat este de aproximativ 30%, ceea ce înseamnă că la nivelul globului, în momentul în care se va adopta un stil de viață vestic, inclusiv în rândul persoanelor mai vulnerabile și mai neexpuse la această supraalimentare cronică, cum ar fi populația din țări precum India, ori din țări precum China, s-ar putea să avem neplăcuta surpriză de a avea o adevărată explozie a numărului de cazuri de diabet și care justifică, așa cum spuneam, lipsa posibilității unei intervenții eficiente în condițiile în care, dacă ar fi să ne gândim la disponibilitatea acestor alimente pe scară largă, la cost redus, precum și alimentații de tip fast food, e greu de preîntâmpinat. În ce măsură o scădere în greutate a pacienților care suferă de diabet poate duce la o ameliorare a afecțiunii? Din nou facem referire la diabetul zaharat tip 2 și, așa cum spuneam, în rândul acestor pacienți, cauza cea mai frecventă ce duce la apariția diabetului zaharat tip 2 este, de fapt, supraponderea și obezitatea. Ceea ce înseamnă că acesta este mecanismul prin care apare hiperglicemia ce caracterizează diabetul zaharat. Devine astfel evident că dacă o persoană are o scădere ponderală importantă, această scădere ponderală va atrage după sine scăderea fenomenului de insulinorezistență și, în subsidiar, îmbunătățirea controlului glicemic, îmbunătățirea valorilor glicemiei. Mai mult decât atât, scăderi ponderale importante care depășesc bună oară 5 kg la o persoană supraponderală sau obeză se însoțesc
și de alte îmbunătățiri în ceea ce privește prognosticul bolii pacienților noștri. De foarte multe ori această scădere ponderală duce la scăderea valorilor tensiunii arteriale, duce la îmbunătățirea profilului lipidic cu scăderea trigliceridelor, cu scăderea colesterolului rău, acel LDL colesterol, și creșterea valorilor colesterolului bun, a HDL colesterolului. Totodată duce la reducerea complicațiilor mecanice pentru că obezitatea și supraponderea, așa cum e ușor de prezis, pot duce la apariția artrozelor, pentru că supra-solicită articulațiile din cauza unei greutăți prea mari, ce reprezintă o povară pentru care nu este gândită articulația respectivă, astfel încât, dincolo de ceea ce s-ar putea întâmpla bun în ceea ce privește controlul metabolic al acestor pacienți, avem și o serie de consecințe de dorit în rândul acestor pacienți, care nu țin neapărat de ceea ce înseamnă valoarea glicemiei. Da, domnule profesor, vă mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune, cât și pentru toate informațiile și precizările dumneavoastră. Punem punct aici ediției de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare, toate cele bune!